Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos, Isus. Amin, asta e foarte important de înțeles. De ce? Și pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu este fundamentală. Nu este pacea dată de om. Pacea dată de om nu ține. Sau are un timp care ține 3-4 luni și după aia e gata. Sau e fals, e mincinoasă să te bazezi pe ceva fals. Deci, în Ioan 14 cu 27, Domnul Isus Hristos zice: Vă las pacea mea cu mâne mare. Uh, nu cum vă lasă lumea să nu vi se tulbure inima. Uh, ce înseamnă asta? De ce mă mare? Că e posesia lui. Deci dacă la ai pe Hristos, ai și pacea. E un, un, lucru fundamental în creștinism, un pilon important. Dar pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ca asta lui, da? pace fix inversul, fricii, anxietății, panicii și depresie uh, are forma lui Dumnezeu. Uh, spunea Augustin în numără cu vreo 1600 de ani chestia asta, uh, dar golul din sufletul omului are forma lui Dumnezeu. Am completat eu în generația asta modernă în care îl poți umple cu Dumnezeu, cum zicea el golul ăla, dar nu cu orice Dumnezeu, că sunt o grămadă de Dumnezei, că nu vei tu să zici ai cu tot altceva, dar sunt. Chiar și tu poți să fii propriul Dumnezeu și că de alte idolatrii vorbesc de creștini puri, cu Dumnezeu din Biblie îl umpli. Și atunci afacerea Dumnezeu îți va proteja și inima și gândurile în Hristos.